Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce va ieși din comun chiar și pentru Republica Fantastică România? Într-o comună din județul Botoșani, Havârna îi spune, primăria a reușit să cheltuiască 60.000 de euro pentru reabilitarea unei grădinițe care fusese închisă, practic desființată deja de un an. Havârna e o... m-am documentat. Havârna este o comună, 4.500 de locuitori în 2011. Asta e... acum o să vedem câți au mai rămas, că se face recensământul, mă îndoiesc că o să mai fie tot atâția, dacă nu mai rău. Deci, bani mulți pentru această comună, 4.500 de locuitori maximum, aș zice, și bani dați pentru ceva ce nu mai, practic, mai exista. Adică, desigur, oricine continuă să plătească asigurări, servicii și benzină pentru o mașină pe care a măritat-o deja, nu? Ai dat mașina, nu mai faci cheltuieli. La Havârna au continuat să facă cheltuieli pentru ceva ce practic nu mai exista. E vorba de grădinița din Cătunul Gârbeni. În 2017, din cauza lipsei de copii, a fost definitiv închisă. Și aici e o problemă, asta este doar un simptom al unei probleme generalizate și tragice, că nu doar Botoșaniu, ci întreaga Moldovă se depopulează accelerat de ani de zile din cauza dezinteresului criminal al autorităților, așa îi spun, față de un ce ar putea fi, mă rog, măcar, adică dezvoltarea acestei regiuni, un program de investiții în infrastructură, în facilități economice. Nu se face nimic. Moldova este abandonată, lăsată de izbeliște și oamenii pleacă. Pleacă unde văd cu ochii să scape de sărăcie. Mulți își iau și copii imediat ce pot. Și evident și natalitatea se prăbușește și de-aia se închid acolo școli, grădinițe și alte instituții publice destinate copiilor. Nu mai sunt copii de școlit. La Havârna însă primăria a luat această decizie bizară, deși era cu lacătul pe ușă de un an. În 2018 grădinița a fost reabilitată parțial. Că aici e altă problemă. Măcar dacă ar fi făcut-o cu totul. Să zici, bun, hai, facem și după aia dăm sfoară în județ. Bă, băieți, hai, mutați-vă aici la noi. Uite, avem o grădință nou-nouță. Veniți cu copii. Practic, gratis. Faceți asta. Nu, dar au reabilitat-o parțial. Au pus acoperiș și au făcut niște băi în interior, apă și canal. Și adevărul, citează un care scrie despre asta, citează un sătean care e cam mirat. Au pus și gard, au tras apa acoperiș. Pentru ce, dacă nu mai învață nimeni? S-au apucat abia după ce au închis-o. Și cum spuneam, culmea bizareriei, la un moment dat reabilitarea s-a oprit, așa că acum nu-i nici cal, nici măgar. În interior s-au refăcut doar camerele, învățau preșcolare și toaletele, însă restul spațiilor au rămas așa cum erau, în paragină. Și în 2022, grădinița din Cătunul Gârbeni este o clădire pustie la marginea satului, cu zeci de mii de euro îngropați în ea, scrie ziarul Adevărul. Sigur că banii aceștia ar fi putut fi folosiți pentru altceva, în principiu. Da, uite, au fost folosiți pentru asta și lucrările au fost făcute, n-au fost bani europeni, că te gândești, bă, le-a impus să fie, să facă ceva cu bani europeni, că mai sunt și astfel de cazuri. Nu. Lucrările au fost făcute prin celebrul și infamul program PNDL, invenția lui Dragnea de prăduit bani publici, preluat apoi cu mare bucurie și de guvernarea actuală, PSD-PNL. Acum e cu un alt nume, Anghel Salini, săracul de el. Ce vină o fi avut el? Deci s-au cheltuit mai bine de 60.000 de euro. Primărița spune că asta e viața, nu avem ce să facem, dar culme, distracția continuă. După ce au cheltuit bani pentru refacerea parțială a unei grădinițe închise, în 2019, autoritățile locale au accesat și fonduri europene pentru reabilitarea încă două școli, chiar dacă în toată comuna mai sunt doar 13 elevi la clasa pregătitoare. Poate crește natalitatea. Da, băi, asta e vestea bună. Până crește natalitatea, o să oamenii încurajează că au grădiniță. O să se distrugă din nou școlile respective. Deci sunt 13 în clasa pregătitoare. Adică în câțiva ani o să mai fie 13 elevi de gimnaziu și, mă rog, dacă nu cred că e liceu, o fi liceu, habar n-am. Dar asta este situația, dar eu cred că trebuie mărite niște salarii pentru funcționarii de aici, că dacă au ajuns vedete, asta e criteriul de performanță, poate crește turismul în Cătunul Gârbeni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.